Marți seară s-a prezentat în punctul de trecere a frontierei Siret, pe sensul de intrare în țară, un bărbat de 49 de ani la volanul unui microbuz. Existând suspiciuni că ar transporta țigări, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport. Astfel au fost găsite în spații special amenajate, în rezervor și în bancheta din spate, 1050 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Șoferul a fost amendat cu 5.000 de lei, iar mașina a fost confiscată deoarece avea spații special amenajate pentru transportul țigărilor. Tot marți, la nivelul sectorului Brodina, structura ITPF Sighetu Marmației, un echipaj al Poliției de Frontieră a identificat un autoturism de teren fără număr de înmatriculare, care se deplasa de la graniță spre interiorul țării. La semnalele polițiștilor de frontieră, șoferul nu a oprit, a făcut o manevră de întoarcere și a pierdut controlul volanului, răsturnându-se în șanț. Șoferul a ieșit din mașină și a fugit în pădurea din apropiere. În mașină s-au găsit 14.870 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Tot polițiștii de frontieră ai sectorului Brodina, dar și cei din Sarasău, au găsit baxuri cu țigări abandonate, 3.220 de pachete.